Bună ziua, dragi sădmăreni, și la mulți ani cu această ocazie. Suntem astăzi aici prezenți în conferința noastră de presă comună pentru prima dată alături de Partidul Republican și conducerea Partidului Republican, care sunt în Alianța AUR, în cadrul acestei conferințe de presă comună a Alianței AUR. Dorim să vă transmitem câteva puncte pe care, și campanii pe care noi le vom derula în această iarnă. Pe parcurs o să dau cuvântul și colegilor mei pentru a se prezenta și a vă transmite câteva cuvinte. În primul rând, să mă prezint și eu. Numele meu este Darius Pop, sunt deputat AUR de Maramureș, coordonator regional pe Nord-Vest. Iar în calitatea mea de coordonator regional, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, de sădmăreni, pentru a începe oficial campania AUR, campania Alianței AUR pentru a câștiga alegerile anului 2024. Pentru început, aș dori să menționez că suntem în derularea unui proiect, unei campanii Iarna Românilor, identic cu campania din vară, cu același nume. Iar în această campanie, împreună cu colegii mei din Alianță, nu vom rata nicio stradă, nicio casă, niciun sădmărean la care să ne oprim, să discutăm cu el, să identificăm problemele și să ducem vocea sădmărenilor mai departe în Parlamentul României, prin intermediul colegilor mei, prin intermediul meu și prin prisma Partidului AUR. Suntem aici să ascultăm vocea cetățenilor și să transmitem și să propagăm mesajul real, mesajul AUR în fiecare casă și la fiecare român. Totodată suntem în derulare un proiect nou, caravana juridică. Această caravană juridică, după cum bine știți, mai avem și caravana medicală, pe care aș dori ca și colegii mei să vă detalieze puțin despre caravana medicală, când va ajunge la Satu Mare, care sunt localitățile unde va ajunge această caravană și va ajuta zonele defavorizate, cetățenii care au nevoie de consultanță și îngrijire medicală. Caravana juridică este un proiect care este în desfășurare. Prima lui oprire va fi la Hunedoara, iar această caravană se bazează pe experți juridici, pe avocați, pe juriști, care oferă consultanță gratuit românilor care au nevoie, pentru că știți foarte bine, întâmpinăm foarte multe dificultăți în comunicarea dintre cetățeni și instituțiile publice. Cu această caravană juridică, care va oferi consultanță gratuită cetățenilor, vom reuși să respectăm drepturile constituționale ale cetățenilor și să-i reprezentăm gratuit pe românii noștri în problemele cu care se confruntă, problemele juridice cu care se confruntă în județele noastre. Vom avea mult mai multe campanii în această perioadă. Vom trece, de fapt, printr-o iarnă grea, iar AUR, pe lângă aceste campanii și campania, de fapt, Iarna Românilor, se va desfășura și prin a identifica comunitățile defavorizate, unde vom ajuta cu tot ce se poate aceste comunități, familii care au nevoie de ajutorul nostru pentru a putea trece prin această iarnă grea. Aș dori să dau în continuare cuvântul lui domnului Adrian Ștef, prim vicepreședinte Republican. Vă rog. Mulțumesc frumos, domnule deputat. Vreau să îi salut pe partenerii noștri, pe colegii din Partidul Alianței pentru Unirea Românilor, pe domnul coordonator al filialei Satu Mare
domnul Pop Iorel, doamna Loredana Aurica, secretarul general al, al partidului, colegul meu Claudiu Sulea, care este președinte al Partidului Republican și eu cu funcția de prim vicepreședinte. Vreau să îi mulțumesc domnului deputat Darius Poc că și-a făcut timp ca să fie alături de noi în această prima mutare importantă pentru Alianța Aur pe Satul Mare. Erau foarte multe discuții în spațiu public. Eu sunt sincer, cred că așa ar trebui să clarificăm foarte clar lucrurile. Erau tot felul de discuții, unii din alte partide sau poate în biliard, cum s-ar spune, comandă, încercau să să speculeze poziția mea aici în această alianță. Este foarte simplu. Eu cred că în acest moment trebuie să facem cu adevărat ceva pentru a reuși să ne recâștigăm demnitatea ca și neam, noi românii. Cred că în acest moment, din ce s-a văzut și din perioada pandemiei, când nu mai conta nimic din ce își doreau românii, ci era doar un bine cu forța în a ne vaccina sau în a încerca să ne determine să fim oarecum uniformizați toți, adică trebuia să fim vaccinați, trebuie să specific un lucru foarte important. Alianța Aur, Partidul Republican Aur, niciodată nu s-au pus vaccinării, dar s-au pus forțării vaccinării, pentru că trebuie să existe această libertate de opinie și fiecare să decidă pentru sănătatea lui. Exact asta s-a întâmplat și în perioada următoare. Vedem că vin în cascadă. Deci după pandemie, acum vine identitatea electronică. Vine portofelul electronic. Vin și ne explică că nu-i bine să ai cash în buzunar și trebuie să ai card în buzunar. Vin și ne explică că trebuie să fim chipuiți, să avem identitate electronică pe absolut toate documentele cu care noi ne prezentăm. Adică ei își doresc să fie doar niște coduri numerice personale, să fim doar niște numere și nici măcar să nu ne mai putem identifica dacă suntem bărbați sau femei. Păi tocmai asta este un lucru pentru care noi luptăm și vrem să, și s-a creat acest bloc suveranist pentru ca românii să poată să vină alături de noi. Că suntem oameni care am mai făcut politică, avem experiența administrativă, am fost implicați politici, dar îmbrățișăm aceste principii sau alți, cum sunt colegii noștri, care n-au fost implicați politic și îi invităm pe toți cei care doresc să se implice, repet, românii care îmbrățișează aceste principii și sunt de acord că trebuie noi să ne recâștigăm demnitatea în picioare și nu în genunchi în fața Bruxellesului, sunt așteptați să vină alături de noi. Sătmărenii care au fost implicați politic sau nu au fost implicați politic, sunt așteptați să ni se alăture. Aici ne găsesc pe Cuza Vodă numărul 1. Cele două sunt apropiate, sunt una lângă alta și îi așteptăm cu mare drag. Exact cum spunea și domnul deputat, vor fi foarte multe campanii în perioada următoare, oricum și caravana medicală urmează să vină, dacă bine am reținut, poate chiar în perioada asta și la Satul Mare. Și în perioada următoare, oricum vreau să anunț și vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Îmi cer scuze că n-am deschis cu această mulțumire față de presă. O să facem o întâlnire în care o să invităm pe sătmăreni, pe cei care vor să ni se alăture și să sprijine și caravana medicală, să ni se alăture și pot să vină să ne ajute. Pentru că finanțarea care s-a făcut pentru achiziționarea întregii infrastructuri trebuie susținute cu materiale sanitare, lucru care noi trebuie să le susținem și, repet, toți sătmărenii care vor să ni se alăture, cadre medicale, medici, asistente, care vor să ne ajute în acest demers în momentul când va veni caravana medicală pentru o săptămână în Satul Mare, oricum o să anunțăm din timp calendarul, sunt așteptați să ni se alăture, sigur, ca și voluntariat, și sătmărenii care vor să ne ajute pentru a putea achiziționa toate materialele sanitare necesare în perioada când va fi caravana medicală în județ, sunt așteptați să ni se alăture. Vom anunța și acel eveniment în care
vom face o întâlnire cu acei sătmăreni, îi și evidențiem, care o să vrea să fie evidențiat, tocmai de aia vreau să facem acea întâlnire ca să putem să reușim să adunăm fondurile necesare pentru a-i putea ajuta pe, și pe sătmăreni, să poată beneficia toți acei sătmăreni care încă nu au putut poate beneficia de servicii medicale sau de mult n-au mai beneficiat de servicii medicale pentru că distanța, condiția materială poate nu le permite. Vă mulțumesc mult. O să-i dau mai departe atunci cuvântul și colegului meu. Așa ușor, după ce vorbește peste 40 de minute. Vă mulțumesc și eu pentru că ați onorat invitația. O să vă vorbesc puțin despre Partidul Republican. Partidul Republican care se situează pe centrul eșecherului politic, care are ca valori, la fel ca partenerii noștri și colegii noștri din AUR, familia, credința, suveranitatea și libertatea. Lucruri de la care nu se face rabat. Noi ne-am înființat acum un an jumate. În 24 ianuarie 2023 am semnat cu toți aici de față o alianță comună la Iași, Partidul Republican, Alianța AUR și ANCU, Alianța Națională Întâlnistă, o protocol, o alianță electorală, prin care ne-am asumat o candidatură la comună la tot ce înseamnă alegeri în 2024. Și sperăm că va fi cât mai mult de viitor, cel puțin pe 20 de ani. Așa. Alături de noi îi așteptăm pe toți care doresc să facă ceva, să încercăm să schimbăm modul în care este guvernată, condusă țara azi de acest președinte turist al României. Lângă noi s-au alăturat, nu vă ascund, majoritatea colegilor mei și a domnului Ștef din Alde, consilieri locali, oameni care au și funcții politice la ora asta, au venit împreună în proiect. Le mulțumesc și doresc să vă adresez o invitație în 10 februarie. Vom avea loc o lansare a Partidului Republican în Satu Mare, la Consiliul Județean, în care va veni și domnul președinte Marian Cucșa, tot fost coleg de noastră din Alde, și domnul George Simion, în care vă așteptăm pe toți în număr cât mai mare. Vă mulțumesc și dau cuvântul colegilor mei, domnului Viorel. Mulțumesc! Vreau să vă zâmbesc tuturor. Sper că vă găsesc bine pe toți sătmărenii. Când vă privesc în camere, am impresia că vă privesc pe fiecare în ochi. Și vreau să vă aduc un salut sincer, curat, un frumos la mulți ani și un an nou fericit tuturor sătmărenilor și oamenilor de bună credință. Mulțumesc frumos pentru invitație. Reprezint, numele meu este Viorel Daniel Pop, reprezint Partidul Alianța pentru Unirea Românilor în calitate de coordonator interimar pe județul Satu Mare. De asemenea, vreau să salut și să mulțumesc domnului deputat Darius Pop din partea Alianței pentru Unirea Românilor în Parlamentul României, cât și ca și coordonator pe nord-vestul României, de asemenea membru în Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor pe România. Vă salut pe toți, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră tuturor sătmărenilor. Ceea ce spun colegii este foarte adevărat, cum spunea și domnul Claudiu, avem alianță pentru că este probabil o coincidență, se numește Alianța pentru Unirea Românilor. Interesul nostru este să unim românii, nu să ne dezbinăm. Avem alianță în momentul de față cu 5 partide, printre care astăzi ne facem prezența sau aducem la cunoștința sătmărenilor alianța dintre Partidul Alianța sau AUR, cum îl cunoașteți, și Partidul Republican reprezentat de domnul Claudiu Sulea și prim vicepreședinte domnul Adrian Ștef. Așadar, cum spunea și domnul Adrian Ștef, care nu se regăsesc în AUR din anumite motive, probabil că se regăsesc în Partidul Republican sau în Partidul, cum spunea domnul Claudiu, în Partidul Țărănist Național sau în Partidul
conservator sau în Partidul Satul Românesc, avem 5 partide cu care avem alianță. Așadar, este loc pentru toți românii, pentru toți sătmărenii, ca să veniți alături de noi. Ca și partid din partea AUR, noi, așa cum spunea domnul deputat, am demarat, vara trecută am avut campania Vara Românilor. Alături în această campanie noi avem câteva flyere cu care mergem și ne prezentăm tuturor sau cetățenilor cât pe cât posibil din toate colțurile acestui județ. De asemenea, acum a început, după sărbătorile de iarnă, campania Iarna Românilor. Vrem să ajungem pe fiecare străduță, în fiecare localitate. Vom lua cu noi și acele flyere AUR te aude, dacă vă aduceți aminte. Acolo fiecare cetățean, prin intermediul dumneavoastră, vreau să se audă, fiecare cetățean poate să-și aducă ofurile lui, problemele lui și prin domnul deputat vor ajunge în Parlamentul României. În scurt vreau să vi le spun, pentru că nu vreau să ocup timp prea mult. Am vorbit și despre caravana medicală. Da, caravana medicală a început la... și-a dat startul la începutul lunii iulie 2023. Au beneficiat peste 12.000 de pacienți din 24 de județe. Caravana medicală, trebuie să înțelegem că interesul nostru este să ajungă în acele colțuri ale țării, dacă vrem să discutăm despre județi, unde sunt sate mai defavorizate. Bineînțeles că nu putem să punem o caravană medicală la mai puțin de 20 de kilometri de un spital. Astea sunt regulile, nu vrem să călcăm. Au apărut tot felul de probleme sau gânduri în mass media că este blocată de nu știu ce fost coleg de-al nostru. Nu, nu este adevărat. Caravana medicală funcționează și acum aș dă startul, cum spunea domnul deputat, începem anul 2024 cu județul Hunedoara. În satul mare va ajunge undeva în a doua decadă a lunii martie. Așadar, cum spunea și domnul Ștef, vă așteptăm pe toți, care aveți colegi, care aveți prieteni, medici. Avem 5 secții în caravana medicală. Secție de oftalmologie, secție de stomatologie, de interne, unde avem ecografie, aparatură, secție de medicină generală și laborator. Avem nevoie de 5 medici. Vor staționa câte 2 zile pe o zonă. Vom avea 3 zone în satul mare, unde vor fi mai defavorizați. Și vor sta câte 2 zile, cum am spus, avem nevoie de 5 medici voluntari, dacă se poate, dragi medici sătmăreni, care aveți acea licărire și respect față de cei năpăstuiți, vă chemăm, vă invităm să veniți alături de noi, vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație, veniți ca și voluntari să ne respectăm semenii noștri și vă așteptăm. De asemenea, asistenți medicali în cele 5 secții. Vom avea nevoie de asemenea și de voluntari care să ne ajute. Ce aș putea să vă mai spun eu despre, spunea domnul deputat, despre acea caravană. Noi avem multe cu caravana. Am avut și caravana candidaților la Parlamentul European, caravana, cum am zis, caravana... da. Caravana școlară. Caravana școlară. De asemenea, spuneam de caravana Vara Românilor și acum această caravană Iarna Românilor și nu în ultimul rând caravana juridică. Tot mai mulți oameni năpăstuiți cu probleme, credeți-mă, zilnic ne intră pe ușă 2-3 persoane cu probleme. Am fost la Consiliul Județean, am fost la Primăria Municipiului, nu-mi rezolvă problema. Probleme juridice. Ei, noi deja ne-am gândit să pornim această acțiune, dar uite că la nivel național se pornește această caravană juridică unde vom încerca să aducem toate problemele cetățenilor și să, prin juriștii noștri, să dăm sfaturile cele mai bune. Nu în ultimul rând, suntem aproape și ținem umărul fermierilor și transportatorilor români care sunt neîndreptățiți pe toate căile de guvernul PSD-PNL, din păcate.
după cum știți, transportatorii români, pentru că datorită acestei guvernări n-am reușit, am ratat granița Schengen și tirurile noastre, transportatorii români, plătesc foarte mult datorită incapacității lor, din păcate. Cam asta am vrut eu să vă spun, pot să vă spun mai multe, dar nu vreau să duc timpul la nesfârșit și să vă plictisesc. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră, vă invităm pe toți alături de Alianța pentru Unirea Românilor, mă repet, dacă nu vă regăsiți în AUR, vă regăsiți în Partidul Republican. Dacă nu vă găsiți în Partidul Republican, avem Partidul Țărănist, avem Partidul Satul Românesc, avem Partidul Unionist, deci nu-i nicio problemă, avem parteneri, sunt partenerii noștri, sunt cei cu care am făcut noi alianță ca și partide suveraniste. Noi vom face alianță doar cu românii și noi vom fi împotriva sistemului care a condus țara de 33 de ani. Asta fiind spuse, vă mulțumesc din suflet tuturor sădmărenilor, tuturor românilor de bună credință, fiți binecuvântați de cer și Doamne ajută! Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Pe această cale îi felicit pe colegii mei sădmăreni care fac o treabă foarte bună, atât Partidul AUR cât și Partidul Republican. Știu că în cel mai scurt timp vom acoperi întreg județul cu organizații locale, în cel mai scurt timp, până la sfârșitul lunii februarie, vom avea listele complete cu, pe fiecare UAT cu consilierii locali și candidați la primărie, cât și pentru celelalte funcții. Am încredere în ei, am încredere în sădmăreni, pentru că este un județ, din păcate, defavorizat, în care, din păcate, o spun, românii sunt minoritari la ei acasă, așa că trebuie să înțelegem că ceea ce vrem noi și ceea ce facem noi este pentru români, pentru unirea românilor și pentru o țară normală și prosperă. Vă mulțumesc și eu pentru prezență, iar în încheiere, dacă avem întrebări din partea presei, vă stăm cu drag la dispoziție și colegii mei la fel. Trebuie că s-o precizare, domnule, nu sunt minoritate, deci nu sunt mare clasa politică, din perspectivă politică am ajuns minoritate. Au fost niște trădări și s-au comportat unii ca și niște opași, mă rog, astea așa. Domnul Ștef, o întrebare, pot să trebuie Zodia, dacă permite să întrebare. Cu siguranță. Voiam să vă răspund prima dată la... Vă rog. La ceea ce mi-ați afirmat. Da, într-adevăr, probabil nu m-am exprimat corect, dar ca să mă fac bine înțeles, suntem minoritari din punct de vedere politic. Adică odată ce românii sunt reprezentați de către aceste partide politice, practic noi suntem minoritari la noi acasă. Și asta e o mare problemă. Pe această cale am încercat să îndemn cu toți românii și asta în toată țara să nu mai, cel puțin, poate nu ne place Partidul Republican, poate nu ne place Partidul AUR sau poate nu ne place o persoană din această alianță AUR pe care o avem, dar aș îndemna românii în primul rând să voteze orice alt partid care nu a mai fost la guvernare, pentru că sunt destule opțiuni politice. Mulțumesc! Domnul Ștef, tot să vorbești acum despre alianță dumneavoastră, ați primit niște semnale de anumite partide, domnul Sula, domnul Ștef, domnul Pop. Va contacta cineva în perspectiva unei alianțe politice? Sau... Deci știm foarte bine că în politică toată lumea se întâlnește cu toată lumea și e firesc ca să stăm de vorbă, bei o cafea, bei un ceai și discutăm. Eu cred că astea sunt niște lucruri normale. Acum, din perspectiva Partidului Republican, noi ne străduim și vă mulțumesc pentru întrebare, să constituim și în primul rând pe fosta infrastructură a lui ALDE, pentru că exact cum spunea colegul meu, Claudiu Sulea, să știți că aleșii locali vor veni oarecum în blocul suveranist aici alături de noi, indiferent ce le promit alte partide care în acest moment guvernează. Vreau să le explic pe această cale și prin intermediul dumneavoastră, aleșii locali ALDE, de oricine sunt căutați, gândiți-vă că n-au ce să vă ofere, pentru că celelalte partide în momentul de față pierd în sondaje. Acele partide care vin acum să le ofere locuri sau au făcut fuziune cu PNL-ul să le ofere un loc, nu există așa ceva, pentru că nu pot asigura în acest moment pentru actualii consilieri locali.
cei de la PNL locuri, deci n-au cum să le asigure pentru cei din ALDE. Deci asta este o poveste frumos țesută și nu cred că acești oameni care au o experiență politică pot să cadă în această capcană. Tocmai de aceea eu vreau să vă spun că noi ne străduim să avem candidați în fiecare localitate. Eu mă refer acum la a nominaliza noi de pe Partidul Republican. Candidați la primărie, liste complete și pe urmă, în cadrul Alianței, o să avem o discuție la nivel județean, în primul rând, cu colegii mei din AUR, în care o să încercăm să armonizăm aceste lucruri, să vedem cine este cel mai bine cotat și cei care ocupă primele locuri pe listele care o să le propunem sătmărenilor sau candidaturile care le vom propune. Eu cred că, în primul rând, noi, în Alianța AUR, va trebui să ne stabilim candidații și, pe urmă, putem să deschidem orice fel de discuții cu oricine. Dar, în primul rând, noi pe Alianța AUR trebuie să avem candidați pe care să convenim, să-i susținem împreună. Ăsta este primul pas. Propriu zis, ca și a fi contactat, în afară de a bea o cafea, n-am făcut altceva. Ăsta este răspunsul. Am băut și ceai. Și așteptăm orice partid politic care dorește să susțină candidații AUR, arătă-te. Candidații AUR, mă repede. Alianță fără alianță. Noi deja suntem o alianță. Nu, nu. Deci dacă se face alianță în Satu Mare, fără alianță. Mare. Așteptăm să ne susțină. Dar noi deja suntem o alianță. Ei au o problemă cu această alianță. Nu știu când o să o mai facă sau dacă vor mai face vreodată. Noi suntem o alianță și ne pot susține oricând candidații Alianței AUR pentru a avea o majoritate românească aici în toate... Probabil că, dacă îmi dați voie, domnul deputat, probabil că domnul s-a referit și din partea altor partide, dacă avem sugestii sau... Dacă permiteți să punem în discuția context, ați fost invitat la, de către domnul Cosu, la televiziunea de casă, la sătmărenii.ro. Deci, practic, ați fost scurtat. Cine merge în emisiune, practic, a primit oarecum de cuvântarea domnului deputat Cosu, care controlează această televiziune online. Ați fost contactat și ați promis, aveți un angajament sau ați avea niște discuții mai avansate cu domnul Cosma, care pregătește mai nouă o alianță politică. Nu este vezi la o alianță românească, este o alianță politică. Domnul Cristescu s-a detonat și a votat împotriva românilor. Da, așa este. Așa este. Mulțumesc. Mi-ați ridicat mingea la fileu, să spun așa. Vorbiți despre binecuvântare. Pe Adrian Cosma l-am întâlnit de vreo 2 sau 3 ori, pe domnul deputat Adrian Cosma. Nu mi-a dat binecuvântarea. Singura personalitate care poate să-mi dea mie binecuvântarea este Dumnezeu din ceruri. În rest, om pământean nu poate și nu există să-mi dea mie binecuvântare. Nu accept, chiar dacă sunt credincios. Nu vreau să supăr pe nici un credincios de aici, dar cam asta este gândirea mea. Din alt punct de vedere, da, sunt oameni care vin, nu ai vrea, AUR, să faceți alianță cu PSD, nu ați vrea să faceți alianță cu PNL, nu ați vrea să faceți alianță cu DMR, nu ați vrea să faceți alianță cu USR, cu PMP, cu Forța Dreptei, cu... și așa mai departe. Nu, dragii mei, Alianța pentru Unirea Românilor va face alianță doar cu românii, ca să ne înțelegem foarte bine. AUR va merge cu listele complete, atât la primăria municipiului Satu Mare, cât și la Consiliul Județean și pe fiecare comună. Din cele 65 de OAT-uri, AUR Satu Mare are peste 40 de OAT-uri constituite și în cele 65 de OAT-uri avem reprezentanți. Sau, să zic așa, în 55-57 avem grupuri de inițiativă, le numim noi. Da? Deci avem oameni deja pentru secțiile de votare foarte bine puși la punct. Noi lucrăm mult. Aș putea să spun, nu chiar 24 din 24, dar merg acasă, mă culc 2-3 ore și continui munca. Deci nu se pune, noi facem alianță doar cu românii. Pentru că, până la urmă, votul, cum spunea ceva domnul deputat, și vreau eu să adaug la ultimul scrutin, din păcate, atât de mare încredere și-au pus românii în... partidele care au guvernat țara, încât au reușit să rămână acasă, să nu meargă în secțiile de votare pentru un vot 70% din electorat. Ceea ce este grav și foarte grav. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, majoritatea, fundația să spun, suntem oameni care nu au mai făcut politică. Domnul deputat, ați mai făcut politică înainte? Nu au mai făcut politică. Majoritatea n-a făcut. Necesară. Așa.
Deci n-am făcut politică. Sunt și alții care au făcut politică, au trecut prin partide politice, avem de învățat de la ei. Bine ați venit, bine vă așteptăm pe toți care ați mai făcut politică să ne dați sfaturi. Nu se pune problema asta. Toți oamenii de bună credință, din care au mai trecut prin alte partide politice, sunt bineveniți alături de noi, pentru că avem de învățat. Nu suntem tot știutori, ca să ne înțelegem. Dar baza este formată din oameni care n-au mai făcut politică. Vă mulțumesc. Ca să concluzionăm, ați avut o cafea, poate chiar și un ceai? Nu am avut nici cafea, nici ceai. Nu prea. Era o... Da, am înțeles. Dar ați anumite discuții... Discuții. Dacă mă invitați și la dumneavoastră, vă rog frumos, invitați-mă și vin. Nu-i nicio problemă. Am fost invitat la sadmarenii.ro. Dacă mă mai invită, mai merg. Nu-i nicio problemă. Nu i-am plătit. Nici nu-mi permit. Nici nu am făcut. Nu am zis, nu v-a făcut un proces de intenție. Dar nici n-am știut că este televiziunea lui domnul Adrian Cozma. Uite că am aflat ceva nou. Este ceva nou. Nu știam că este... Să fiți mai informat data viitoare. Nici măcar n-am vrut să știu. Da, pe mine nu m-a căutat Adrian Cozma nici atunci, dacă tot era vorba de... Am și o întrebare, dacă vedeți. La nivel național, Alianța Aur are undeva în jur de 20%, poate nu chiar 20%, nu chiar perioada, mai scăzut câteva procente. Care este, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, cam la nivel județean, cam care ar fi, sau la ce scor v-ați aștepta la alegerile care urmează? Nu mă refer neapărat la celelalte parlamentare, mă refer special la alegerile locale. Cam la ce... Cam cum credeți că vă situați la nivel județean? AUR sau Partidul Republican? Am înțeles că mergeți pe liste comune. Deci... V-aș ruga reprezentanții județului să răspundă la această întrebare. Primul barometru important și o să fie alegeri europarlamentare. La nivel național. La nivel național și la nivel local. Pentru că se vedem în jos cum stăm și pe județul Satu Mare. Și sigur va fi un scor din două cifre. Nu pot să aproximez, că, dar sigur va fi un sport. Și în județul Satu Mare. Asta mă refer, la Satu Mare. Da, județul Satu Mare, da. Deci peste 10% cel puțin. Eu, sigur. Ce pot va fi un sport de două cifre. Ce pot deci, oricum e, oricum da. E foarte important să înțelegem că după europarlamentare, și la nivel național și la nivel județean, eu cred că vor fi niște repoziționări la conducerile partidelor. Da. Pentru că cred că unii se vor trezi cu un scor foarte prost. Extrem de proști și asta sigur va determina conducerea la nivel național sau de la nivel local să-și facă o reanalizare a situației. Pentru că vedem din sondaj, acum le urmărim tot exact cum le-ați văzut și dumneavoastră, se vede că actuala guvernare are o problemă serioasă în intenția de vot, pentru că măsurile adoptate, și asta va merge pe topogan intenția de vot în ceea ce privește partidele de guvernământ, vedem că mediul de afaceri este împovărat cu taxe noi și vedem și platforma de e-factura care va crea blocaje foarte, foarte mari. Adică eu, fiind în mediul de afaceri, acum văd cu ce probleme ne confruntăm. Nu știu aceste măsuri de ce nu se iau în niște discuții prealabile cu mediul de afaceri sau trebuiau consultați puțin. Eu înțeleg că disperarea este foarte mare când nu sunt bani și acum încearcă să stoarcă mai de peste tot, dar atâta timp cât menții pensii speciale și tu te concentrezi în a împovăra mediul de afaceri sau, haideți să nu mergem mai departe, nu? A fost protestul aparținătorilor refugiaților din 40. Păi cum n-ai bani să le dai? Adică, de ce nu dai bani și pentru aparținătorii refugiaților din 40? Adică, nu pot să pricep aceste lucruri. Deci, lucrurile astea îs oarecum firești atunci și sondajele. Pentru că românii acolo își exprimă atunci intenția de vot și vor fi sancționați foarte clar. Dar, fără doar și poate, vom scrie un scor de două cifre la Satu Mare. Nu te-am întrebat. Mă rog, dacă vreți să mai adăugați ceva. Da. Cât despre scor. Sunt sondaje, se fac sondaje și, așa cum spunea și domnul deputat, să știți că românii s-au săturat să mai meargă cu vechea clasă politică. Eu cu doamna secretar general umblăm foarte mult și cu alți colegi prin tot județul, ocazie cu care permiteți-mi, dacă îmi dați voie, să-i urez la mulți ani astăzi, împlinește o vârstă foarte frumoasă. Și să știți că românii sunt... Da, doamna Clodan. La mulți ani.
Așa? Să știți că românii s-au săturat să mai voteze cu partide. Adică faci o greșeală o dată, faci o greșeală a doua oară, dar nu mai, mai votați careva cu Iohannis? Nu, că unii ar crea, dar nu mai pot. Am dat un exemplu. Am dat un exemplu. Da? Deci, acum ce a apărut Partidul Aur, oamenii spun, da, în sfârșit a venit un partid cu care avem cu cine să votăm. Vă așteptăm. Da. O altă întrebare care vreau să vă adresez este în legătură cu numărul de membri al Alianței. Acum vorbesc de Partidul Republican și de Aur. Dacă mergeți pe liste comune, cred că putem vorbi cumva de unitatea asta, de alianța asta. Cum e situația în ultima perioadă? Adică s-a văzut o creștere, o stagnare, un regres al numărului de membri noi în alianță? Sau la Sătimare, mă refer. Cel puțin noi pe platforma Partidului Republican zilnic avem constituire de organizații și aderți noi, membrii noi. Bineînțeles, sunt majoritatea persoanelor cu care am avut contact de-a lungul timpului. Repet, odată este din toți aleșii locale ale care au fost alături de noi. Sunt aici, în blocul suveranist alături de noi, dar sunt foarte mulți alți aleși locali de la alte partide cu care am fost în contact odată și ca președinte al Consiliului Județean, ca vicepreședinte al Consiliului Județean și care îmbrățișează aceste valori și vor să vină alături de noi. În perioada următoare, până în 10 februarie, colegul meu și a anunțat că va fi un eveniment foarte mare în care vom prezenta Partidul Republican, filiala Satu Mare și oricum, obiectivul este foarte clar, noi să avem organizații în fiecare localitate. Și sigur, împreună cu Alianța Aur, o să avem liste la comune. Domnule deputat, o întrebare așa scurtă și răspuns scurt, care așa v-am stresat mult. Vreau să răspundeți de nord-vestul țării, ceea ce face Alianța Aur. Vreau să vă întreb, dacă trebuie să dați o notă foarte scurt, Satu Mare, ce notă trebuie? Satu Mare este unul dintre cele mai bine puse la punct din punct de vedere organizatoric al regiunii Nord-Vest. Chiar dacă este al doilea cel mai mic ca populație județ după Sălaj, totuși este pe loc fruntaș. Dar noi stăm bine în toată țara, pentru că Aur este un partid nou, suntem pe un val ascendent, și din punct de vedere al membrilor stăm foarte bine. Acum, în cel mai scurt timp, vom concretiza și listele cu viitorii noștri candidați. Bineînțeles, pe această cale avem și o platformă de merit unde oricine se poate înscrie pentru a candida la orice funcție își dorește, după care va trece printr-o comisie și o analiză. Fiecare membru. Deci nu o să permitem nimănui să vină cu recomandări de la cineva, să vină să-și plătească vreun loc. Orice om care dorește să candideze se va înscrie pe platforma Aur, își va descărca aplicația și platforma Aur pe telefon și va munci online și vom vedea activitatea atât online cât și fizic pentru fiecare persoană. Da, deci Satu Mare stă foarte bine, având în vedere că știm foarte bine, avem o populație, un județ atipic cu 30%, dacă 38%, 38%. 9% german, 2% ucrainien. A fost lideri politici de la Satu Mare care eventualitatea unui eșec la europarlamentare, nu spun că conduc partide în Satu Mare, și-au pregătit un loc în Aur. Este exclus așa ceva. Exclus așa ceva, nu, nimeni nu are nicio șansă în Aur să vină în caz că el pierde în altă parte. Ori venea de la început și muncea alături de noi, ori îmi pare rău, locurile s-au ocupat. Deși nu ar trebui să ne batem noi capul cu alți lideri politici și alte partide politice pentru Satu Mare. În Satu Mare, de fapt, avem trei partide. Avem UDMR, USL-ul, adică PSD, PNL, care cică luptă pentru
pentru polul românesc din Satu Mare și avem Alianța Aur. Sătmărenii au de ales între trei partide. Alianța Aur sau celelalte care au mai fost și au demonstrat timp de 34 de ani ce pot să facă. Dacă nu mai avem întrebări, vă mulțumim pentru prezență și ne revedem săptămâna viitoare cu conferința noastră de presă.